În dimineața aceasta chemăm prezența ta prin cântare, Duhule Sfinte. Și cântarea spune, chemați prin cântări bucuria. Suntem așa de bucuroși că suntem în casa ta. Ne-am rugat pentru cauze în dimineața aceasta și sunt așa de mulți care nu sunt în casa ta. Sunt pe un pat de suferință, sunt într-un loc de doliu, Iisus, într-o stare așa de grea. Dar noi suntem în locul acesta și ca salmistul vrem să te lăudăm pe tine, că nu cei morți te laudă, ci cei care suntem vii, Iisus, în dimineața aceasta. Lăudăm numele tău cel mare. Primește lauda noastră în dimineața aceasta și fă-ți numele de slavă cu noi, cu fiecare. În numele lui Iisus Hristos îți mulțumim. Aleluia. Chemați prin cântări bucuria, chemați-o cu voi când lucrați, că-și Tatăl vă dă părăția, ca-n ea voi să vă bucurați. Chemați bucuria să vină, ia-ntreb ce comori și avem, așa-i bucuria din Sfinte puteri. Trezește-te azi, trezește-te azi, tu țărână, și suflet și după treziți, și jarfă și tu alăută, ca toate un glas vă uniți, ca-și Tatăl găsește plăcerea în Fiul cei veselor te. Ce greul și multa durere pe umele duce cântând. Lăsați bucuria divină să soarce pe față și tu. Cu ea veți putea voi străbate pustiul cu al ei zăduc, amarul și orarea, fugii vor de parcă n-au fost. Cântarea va pune pe fugă întreg iadul cel scurt. Mereu bucurați-vă, mereu bucurați-vă toate, ca toate afla veți cântă și anele lui să vă poarte. Ai seninele zări din ceruri pornită cântarea, și ceruri se va toace iar. Păstrați-mi curată cărarea ce duce spre marele an. Chemați bucuria să vină, chemați bucuria să vină, ia-ntreb ce comori și averi, așa-i bucuria divină, te umple de sfinte puteri. Iisus iubit, când vei veni, mireasa ta, pentru a-ți slăbi, ce bucurie. Aleluia, ce bucurie mare, marea de-a fi. Ah, mine drag, de ce nu vii? Cu toții vă rog, mai este see.
Să fie Domnul. Cea mai frumoasă întrebare: mai este loc la nunta ta, Doamne? Încă ușa este deschisă, încă mai este loc la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să nu ne pierdem locul acela, să nu ne pierdem dreptul pentru nimic din lumea aceasta, să nu ne dăm dreptul de copii ai Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, urmează o rugăciune de proslăvire și aș vrea să citesc din Psalmul 144 cu versetul 1, care spune: binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, care îmi deprinde mâinile la luptă, degetele la bătălie, binefăcătorul meu, cetățuia mea, turnul meu de scăpare și izbăvitorul meu, scutul meu de adăpost. Uitați câte lucruri este Domnul pentru noi. Și aș vrea în dimineața aceasta să-i spunem: te laud că ești scutul meu, Tată din ceruri. Te laud că ești turnul meu de scăpare. Te laud că ești izbăvitorul meu. Te laud că ești stânca izbăvirii mele. Numai Dumnezeu ne dă putere să înaintăm pe cale. Haideți să facem aceasta stând pe picioare. Amin. Te laud, te laud, o Doamne, că Tu ești izbăvitorul meu. Te laud că Tu ești tăria mea, Doamne. Te laud că Tu ești sprijinul meu, Doamne. Doamne, te laud, o Doamne, că ești tăria mea. Ești stânca mea, Doamne, ești ocrotitorul meu, Doamne. Te laud, te laud, te laud, o Doamne Iisuse, pentru îndurările Tale. Te laud, o Doamne, te laud, o Doamne Iisuse. Căci numai Tu, Doamne, ne dai binecuvântarea, numai Tu ne dai biruință, Doamne. Te lăudăm, Doamne Iisuse. Te lăudăm, Doamne, că Tu ești stăpânul vieții noastre, Doamne. Doamne, știm că mai este loc la nunta Ta, Doamne. Mai este loc, Doamne Iisuse.
împărăția Ta, o Doamne. Doamne, Te rugăm să ne cercetezi, Doamne. Te rugăm să ne sfințești, o Doamne. Te rog să ne atingi, o Doamne, Iisuse. Să ne atingi, o Doamne, prin puterea Duhului Sfânt, o Doamne. Te rog, Doamne Iisuse, să fii cu noi, Doamne. Te laud, Te laud, Te proslăvesc, Doamne, mă închin înaintea Ta. Mai este loc, Doamne, la nunta Ta, o Doamne. Mai este loc, Doamne Iisuse. Venim, Doamne, să-Ți mulțumim că Tu ne-ai primit, o Doamne, și pe noi, Doamne. Tu ne-ai pregătit și ne pregătești un loc, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim, Doamne, pentru chemarea care ne-ai făcut-o. Îți mulțumim pentru chemarea care ne-ai făcut-o, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru chemarea Ta, Doamne. Aleluia, aleluia, glorie Ție, Doamne. Glorie, glorie, glorie Ție, Doamne. Doamne, Te lăudăm. Te lăudăm, Doamne, Te lăudăm că Ești bun. Te lăudăm că-și bunătatea Ta nu s-a sfârșit-o, Doamne. Te lăudăm că-și îndurarea Ta n-a ajuns la capăt. Aleluia, 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 slavă Ție, Doamne, slavă Ție. Te laudă, Doamne Iisuse, pentru îndurările Tale, pentru minunile Tale, Doamne Iisuse, slavă Ție. Slavă, 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 cinste, glorie și onoare Ție, Doamne Iisuse. Aleluia, 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 slavă, 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 slavă Ție, slavă numelui Tău, slavă puterii Tale divine, Doamne. Căci Tu ai în mâna Ta puterea, Tu ai în mâna Ta îndelemnul, Tu ai, Doamne Iisuse, putere de vindecare, de atingere, Doamne, Tu ai putere de ridicare, Doamne, aleluia, aleluia, aleluia. În numele Tău, Doamne Iisuse, venim să-ți mulțumim, Doamne. O, cercetează-ne, cercetează-ne, Doamne. Rămâi, Doamne, Iisuse, cu noi, Doamne. În numele Tău, Doamne Iisuse, venim, Doamne. În numele Tău venim, Doamne. În numele Tău venim, Doamne. În numele Tău venim, Doamne. Te laudă, Doamne Iisuse, și ne chinăm înaintea Ta. Glorie, slavă, 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 slavă Ție, Doamne, slavă Ție. În numele Tău venim, Doamne, în numele Tău ne chinăm, Doamne, slavă Ție, Doamne. Mărire, mărire, mărire Ție, Doamne, mărire Ție, Doamne, mărire Ție, aleluia. Slavă, slavă, aleluia. O inima curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inima curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inima curată, o inima curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. Let's sing it out. A pure heart.
An endless sweet aroma of worship pure that rises to your throne. O inimancare răutatea, o inimancare răutatea să nu stea, o inimancare să domnești, eu aș vrea o inima deschisă pentru tine, Domnul meu, să-ți cânte osanale, numai ție cel mai mare Dumnezeu. Să-ți cânte osanale, să-ți cânte osanale, numai ție cel mai mare Dumnezeu. Să-ți cânte osanale, să-ți cânte osanale, numai ție cel mai mare Dumnezeu. Aleluia. Aleluia. Dumnezeul veșnicilor și împăratul nostru. Slavă-ți. Am cântat că inima noastră vrea să-ți cânte osanale. Aleluia. Asta m-a dus înaintea prezenței tale, Doamne, dimineața aceasta, lauda noastră. Știm că n-a fost cea mai bună, Doamne. Știm că inimile noastre, Doamne, au bune nevoie de iertarea Ta înainte să putem cânta. Dar Tu ne-ai dat-o, Ți-ai arătat bunătatea față de noi. Ți-ai arătat bunăvoință față de viețile noastre și în dimineața aceasta, Doamne. Ne-am ridicat pe picioarele noastre și am putut să înălțăm numele Tău. Este datorită bunăvoinței Tale față de noi. Știm că nu în meritele noastre, Doamne, am putut veni înaintea Ta și înălța numele Tău, ci în bunătatea și în bunăvoința care Ți-ai arătat-o față de noi. Tu, Dumnezeul veșnicilor, ești acela, Doamne, care a fost înainte ca pământul acesta să ia o formă. Ești Dumnezeu din veșnicii în veșnicii. Și în dimineața aceasta ne-ai dat harul, Doamne, și bunăvoința și bunătatea să înălțăm numele Tău. Primește lauda și închinarea noastră, Doamne. Au fost momente când Te-am rugat să ne ierți, Doamne, și să ne dai o inimă curată. Ascultă-ne din cerul Tău prea înalt. Ești Domnul veșnicilor și pentru Tine, Doamne, totul este cu putință. De aceea venim înaintea prezenței Tale și înaintea bunătății Tale, Doamne, și a bunăvoinței Tale. Mai este loc la nunta Ta. Acolo unde toți împreună vrem, Doamne, să petrecem, Doamne, veșnicia împreună cu Tine. Dă-ne harul, dă-ne dorința arzătoare, Doamne, de a sta tot mai mult, Doamne, și de a veni tot mai aproape de Tine. Te onorăm și îți preamărim numele Tău sfânt și minunat, Dumnezeul veșnicilor. În bunăvoința Ta, Doamne, și în bunătatea Ta, lasă o măsură îndoită peste cei care vor vorbi în dimineața. Amen, aleluia, pentru fratele Ovidiu, te rog frumos. Să primim, Doamne, din cuvântul Tău învățătură, Doamne, care să ne fie de rară, Doamne, să ne fie de mustrare, Doamne, să ne fie de ajutor pe pământul acesta, Doamne, în viața aceasta, pentru noi și copiii noștri. Ascultă-ne, că Te-am rugat în numele Sfânt al lui Iisus Hristos și Te preamărim, Tată, Fiule și Duhul Sfânt, de acum și până în veșnicii. Amin. Așa cum sunt la Tine vin, putere n-am, Tu-mi fii sprijin,
Rugăciunea noastră dimineața aceasta de ispitiri împresurat, slăbit de valuri mult purtat, o mielule eu Slavă lui Iisus, dragii mei, bine ați venit la Biserica Hosanna. Haideți să luăm un minut, să ne îmbrățișăm în dimineața aceasta, să dăm mâna cu ceilalți și să spunem slăvit să fie Domnul. Este prima duminică în casa Domnului. Haideți cu toții să-i mulțumim lui Dumnezeu. Welcome to the house of the Lord this morning. Worship team, thank you so much. Thank you for singing, thank you for praying together. Thank you for worshiping the Lord together this morning. Brother Krianga, we welcome you this morning. God bless you. Thank you for coming. For everyone else, let's shake some hands. Let's give out some big, big hugs. We're in the house of the Lord here. Ready to worship, ready to praise His name. Thank you again for coming, and thank you for being with us this morning. God bless you. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Luați locurile vă rog.